Sportivii mușceleni pregătiți de profesorul Iulian Păcioianu s-au aliniat la startul ultimei competiții majore din calendarul competițional al acestui an, finala campionatului național cât și a Cupei României la bob, sani și scheleton. Pe pista artificială din localitatea Innsbruck, Austria, sportivii de la CS Mușcel Câmpul Lung au urcat de 7 ori pe podiumul de premiere, reușind să cucerească 2 titluri naționale, ambele prin echipajul de bob 2 persoane format din Mihai Tentea și Irinel Cojan. De menționat că același echipaj s-a încununat cu lauri atât la junior cât și la tineret. Pe podiumul de premiere din Innsbruck au mai urcat și echipajul format din Fabian Purcea, Raul Dobre, care au câștigat medaliile de argint la tineret în proba de bob 2 persoane și echipajul de bob 4 persoane, format din Tentea, Purcea, Dobre, Cojan la seniori. De asemenea, echipajul Tentea Cojan s-a clasat pe ultima treaptă a podiumului, la seniori bob 2 persoane. La fel cum și Ioana Păcioianu și Mihai Păcioianu au făcut-o în proba de scheleton la feminin și respectiv masculin.